dragilor, și bine ați revenit la un nou vlog. Să știți că mergem pe insula Tasos. N-am mai văzut-o de vreo 10 ani de zile, așa că vrem să o revedem. Și avem de parcurs undeva la 570 de kilometri până la feribot. Haideți cu noi! Prima oprire în drum spre Tasos este la Petrom. Și prima cheltuială, 335 de lei. Și aici trebuie să plătim podul. Sunt cam 15 mașini în fața noastră acum. Ora 6.53. Fix 7 minute am stat la coadă. Am coborât de pe pod, suntem aproape de graniță. Se circulă perfect normal pe podul Prieteniei, deci nu sunt probleme. Și am ajuns la vamă. Este ceasul 7 și cred că un sfert. Avem câteva mașini în față. Acum sper să nu stăm foarte mult, dar vă anunțăm. Și gata, am trecut de graniță. Am stat, cred că mai puțin de 10 minute, undeva pe la 7-8 minute. Ne-au verificat rapid pașapoartele și au zis gata, puteți să plecați. Și după primele 2 ore de mers cu mașina, am făcut prima oprire. Și vreau să vă spun cheltuielile adiționale. Am plătit 15 lei pentru pod și 40 de lei vinieta. Mai adăugăm la cheltuieli 4 lei, va 52 cornuri. Bună dimineața, luăm micul dejun în Bulgaria. Ce frumos, romantic. Da. Hai noroc. Abia așteptăm să ajungem în Tasos. Suntem cu super încântați, da, și nerăbdători. Exact, abia așteptăm să ajungem. Avem, cum a zis Corina, 2 ore jumate de când mergem, mai avem câteva ore. Andreea și cu Gabi, Tasos, venim! Ia uitați cum se bea mai nou cafeaua. Frumos în mașină, că aici nu prea avem toate condițiile la acest peco. Conform Waze, ajungem în jurul orei 14.22. Mai avem 426 de kilometri pe care vom parcurge în 5 ore și 40 de minute până la feribot. După aceea mai mergem cu feribotul puțin și până la cazare mai facem încă 10 minute. Și am făcut o a doua oprire. Am oprit aici, nu întâmplător. Avem o super priveliște. Vreau să vă arate Alex. Avem aici un lac. Avem o zonă de campat. Puteți să veniți cu rulota, cu corturile, de ce nu? Și avem peisajul ăsta atât de frumos, cu dealurile astea, cu acest lac. Ceasul este 10 și mai avem, cred că vreo 300 de kilometri până la feribot. Și acum mergem la copil, ne așteaptă. Și cum ți se pare, Gabi, drumul de Tasos în comparație cu drumul până la Budapest? Să știi că în mare parte e la fel. Doar că de data asta am plecat pe timp de zi. A fost mai, și a fost mai bine. Da. Ție, cum ți se pare, Andreea? Mai ușor decât cel către Budapesta, pentru că suntem mai odihniți și am plecat E Corina, cum ți-a părut? Eu acum o să vorbesc din alt punct de vedere. Mie mi se pare un pic mai complicat, pentru că de data asta l-avem pe bebe și trebuie să fiu atentă cu ceea ce iau la mine. Trebuie să am grijă de el în mașină. Mi-este teamă să nu plângă sau... Este mai dificil acum. Acum din postura de mamă e mai dificil. Da. Ne apropiem de graniță. Deja se vede cum peisajul s-a schimbat. Suntem printr-o zonă de dealuri înalte momentan. Și mai avem cam 7 km până la Macaza. Suntem la Peco înainte de Macaza. Am oprit să mai alimentăm o dată. Până acum cheltuielile sunt 400 de lei și au mai intrat 35 de litri, adică 93 de leva. Plecăm, am făcut o pauză mică, ați văzut la Peco. Continuăm drumul, mergem în Tasos. După 10 ani de zile în Tasos și o să vedem cheltuielile, toate taxele, combustibilul și cazarea. Tasos, venim! Am ajuns la granița Macaza. Ne uităm la ceas și vă spunem cât o să facem până o să trecem în Grecia. Ceasul este 3 și 21 de minute. Sunt tare curios să vedem cât va fi ceasul când vom fi în Grecia deja. Avem un consum de 7,3 până aici. Aveți grijă înainte să plecați de acasă să verificați dacă aveți ITP, dacă aveți asigurare valabilă, să faceți o scurtă revizie a mașinii, să nu pățiți ceva, să vă strice vacanța pe aici. Și să nu uitați să vă luați documentele. Iar pentru copii să aveți pașaportul la voi, pentru că certificatul încă nu este recunoscut. Trebuie să aveți tot ce știți, da? Trusa cu medicamente, să aveți scutece, să aveți schimburi, ser și multe altele. Toate astea vi le cere la graniță. Plus, aveți nevoie de ele în vacanță, da? Nu la graniță. Plus, căruțul și scoică. Doamne, și câte mașini sunt. Nu s-au inventat și aici cozile pentru mamă și copil? Acum lăsând gluma la o parte, chiar nu e aglomerat. Da. Se putea și mai rău, Corina a exagerat. Sunt maxim 10 mașini în față. Cei care vin în Tasos, așa, în iulie, august,
Cred că știu mai bine ce cose formează aici și nu numai. Așa este, dar noi acum suntem în luna iunie, deci hai că ne uităm pe ceas oricum la sfârșit și vedem cât am stat aici. Gata! Am trecut fix 12 minute, 13 minute pe ceas și am ajuns în Grecia. Deja se simte vibe-ul de Grecia. Bun, și am ajuns la taxare, primul punct de taxare pe care l-am întâlnit pe autostradă în drum către Tasos, să vedem cât trebuie să plătim, 1,80 €. Aici puteți plăti cu cash și cred că și cu cardul, după câte văd pe acest afiș. Am trecut încă 1,80 € la cheltuielile totale și afară sunt doar 38 de grade. Și mai avem 50 de kilometri până la feribot. Am ajuns la feri. Aici o să cumpărăm bilet să vedem cât mai costă. În urmă cu 10 ani era foarte puțin. Ia să vedem cât costă un bilet aici pentru insula Tasos. Costă 45 de euro o mașină mică și 4 persoane. Și acum ne îmbarcăm și mergem. Scump, domnule, scump, față de anii trecuți. Aici trebuie să ieșim din mașină și doar șoferul cu mașina merg pe feribot jos, aici unde este parcarea, noi o să urcăm. Cam așa e aici, parchezi mașina ca și într-o parcare, ca în mall de fapt, te dirigează cineva, pasagerii vor urma linia galbenă, linia de siguranță, după ce se parchează mașinile, toți pasagerii vor urca, da. Și așa se va întâmpla și când vom ajunge pe malul celălalt. Am emoții, să știi, au trecut 10 ani, sau mai bine de 10 ani, și am emoții, sunt nerăbdătoare să văd insula ta. Sometimes I still hear your voice. It's telling me you'll catch my fall. So how do I feel the ground? I wear my heart. Aici, pentru cei care nu știu, puteți să luați snacks-uri și puteți să hrăniți pescărușii direct de pe feribot. Așa cum face Andrei acum. Și a venit și a luat mâncarea fix din mână. Spectacolul pescărușilor este foarte recunoscut aici pe feribot. Ia să vedem. Așa arată feribotul. Este aproape plin. Sunt destul de multe mașini și de România. Ne-am depărtat, am plecat de undeva de aici. Și acum mai avem probabil o jumătate de oră și ajungem pe insula Tasos. Trecem și pe lângă alte insule micuțe și nepopulate până ajungem pe insula Tasos. La finalul videoului o să vedeți cât am cheltuit noi, pentru că scopul vlogului acesta este să vedeți cât am cheltuit și câte ore am făcut până aici, cum este drumul în 2024, cum este cazarea pe care am ales-o și costurile acestea. În sfârșit, și mai venise unul. Ai reușit? Am ajuns în Limenas. Am plecat la ora 5 și acum este ora 5:49, 5:40. Și am făcut 40 de minute cu feribotul. Am plătit 45 de euro pe care îi vom adăuga la totalul cheltuielilor când vom încheia acest vlog. Și acum chiar am emoții, pentru că după 10 ani de zile ajung din nou în Limenas. Acum 10 ani, când am fost prima dată în Tasos, sau 11 ani, nu mai știu exact. Stațiunea asta era foarte puțin cunoscută de români, erau foarte puțin turiști, de fapt, și acum este pământ românesc, să-i spun așa. Deci putem să spunem că acum vom ancora acest feribot pe pământ românesc. Și după 40 de minute suntem gata să coborâm pe insula Tasos. Noi o să avem aici parte de câteva zile interesante și vrem să le explorăm împreună cu voi. Pentru cei care nu ați mai venit și nu cunoașteți insula Tasos, este o insulă destul de mică în comparație cu celelalte insule populare, să zic așa, unde se duc turiștii români ale Greciei. Așa arată insula, este la 40 de minute de continent. Feribotul sosește în port în Limenas și de acolo fiecare merge către orașul unde sunteți cazați. Ce ziceam înainte să ajungem în port, că Tasos este pământ românesc, în față avem o mașină de Dâmbovița. În urmă cu 10-11 ani, când am fost noi în Tasos, rar vedeai o mașină de România, acum rar vezi o mașină de Grecie. Haideți să vă arătăm cazarea noastră din Tasos. Am ajuns
Este un apartament foarte frumos, nou. Avem și piscină, dar până la piscină, până să vă arătăm piscina, vreau să vă arăt dormitorul. Facem un room tour. Hai să luăm fiecare cameră în parte. Aici avem dormitorul. Da, e foarte drăguț. Este curat. Curat, da. Avem dulăpiorul să ne punem bagajul. Nu prea avem, sincer, să fie mai mult are aia, dar... Da. Este folositor pentru voi, aveți un dulap mare, un dormitor mare, chiar e ok față de ce am găsit noi. Așa se închide. Da. Închid. Stai un pic. Eu știu, aha. E mai complicat, se deschide această ușă fix ca la un van, ca la o dubiță. Ca la Volkswagen, așa ne-a explicat proprietarul. Da, ca la Volkswagen. Frumos. Avem aici prima terasă. Este o terasă cu deschidere în dormitor. Și mai avem o altă terasă mult mai mare. Stai puțin să vă arăt cât de frumos se vede. Suntem într-o pădurice, să zic așa, de măslin. Aici în spate e o grădină frumoasă. Avem și vedere la mare, dar o să vă arătăm mai bine din față. Balconul foarte, foarte frumos și mare, cum a zis Corina, liniște. Îmi place zona. Da. Mai departe. Mergem mai departe. V-am arătat dormitorul. Este un dormitor foarte frumos și primitor. Aici este living-ul. Se poate extinde canapeaua. Da. Avem televizor, avem aer condiționat, avem bucătărie. Bucătărie cu plită. Nu aveți cuptor, dar aveți plită. Cred că sunt și, uite, avem câteva oale, farfurii. Da, putem să ne descurcăm cu ce avem. Da, da, da. Chiar putem. Da, strictul necesar. Strictul necesar. Hai să mergem. Aici avem frigiderul, în caz că vă întrebați dacă există. Frigider foarte mare. Foarte mare. Și aici avem baia. Este o baie frumoasă. Da, chiar arată bine față curată de băile la care le-am mai văzut noi pe la cazările din Grecia. Da, chiar modern, frumos. Sunt 4 căsuțe aici sau 5 căsuțe. Da. O să vedeți imediat cum arată și afară. Zona de aici, din living, vedem marea. Aici este marea, ce vedeți aici. Și dincolo avem piscina și vecinii. Nu avem o intimitate. Da, căsuțele sunt relativ apropiate una de cealaltă, dar nu ne deranjează. Aici avem o piscină mică și o terasă foarte mare. Iar de aici avem vedere fix către mare, cum ne doream noi. Decât trecem strada și am ajuns la mare. Da. Tu dai seama ce bună e cafeaua dimineața cu priveliștea asta. Și o să vă lăsăm cum se numește cazarea. Deci pentru cazarea asta am plătit 340 de euro pentru 3 nopți. Iar cazarea se numește La Mare Aqua. Așa o căutați pe Booking și veniți aici. Și așa arată curtea. Foarte drăguț. Aici avem piscina. Foarte tare și aici parcare. Astea fiind spuse, dragilor, aici se încheie vlogul de astăzi și înainte să-l închidem vreau să vă spunem costurile pe care noi le-am avut din România până aici în Grecia. Mai exact, taxe, motorină și cazare. Am băgat motorină de 650 de lei, taxa la pod 15 lei și vinieta 40 de lei, feribotul 230 de lei și cazarea 1600 de lei pentru 3 nopți. Un total de 2535. Și nu uitați, eu sunt Corina, spatele camerei, este Alexandru și împreună suntem de hâna și ne găsiți pe YouTube, Instagram și TikTok. Vă pa pe data viitoare! So how do I feel the ground? I wear my heart, you wear a crown. Wish I